În total, până în prezent, 78 de milioane de lei s-au plătit deja pentru lucrările la proiectul de reabilitare și modernizare a suprafeței aeroportoare a aeroportului Maramureș și au mai rămas de achitat 14 milioane de lei. Șeful administrației județene, Gabriel Zeta, a precizat că mai trebuie anunțată operaționalizarea și deschiderea aeroportului și, probabil, până la ședința viitoare de Consiliu Județean, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru noul proiect cu finanțare europeană pe care județul îl va depune pentru construirea noului terminal al aeroportului Maramureș. De asemenea, tot la proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Maramureș pe anul 2018, președintele Consiliului Județean a vorbit despre modificări la lista de investiții la poziția alte cheltuieli de investiții în ceea ce privește introducerea, fără influență financiare, a unor investiții pentru reabilitarea drumurilor județene finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locale, drumul județean 182B, 109F în zona Țării Lăpușului, drumul județean 186 Valea Izei și drumul județean 187 Valea Ruscovei.